De cântece, de tot soiul, de la manele până la muzică populară, muzică ușoară, muzică rock and roll sau house sau alte feluri de muzică au inventat oamenii pe acest pământ, trebuie să răsune și o cântare care să ridice inima omului spre Dumnezeu. Și trebuie să existe și o cântare care să-i dea slavă lui Dumnezeu. În cerurile înalte, îngerii să spună așa oameni, după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Spuneam aproape seară de seară că un lucru foarte important este ca omul să înțeleagă că aceste porunci pe care Dumnezeu le-a oferit în dar omului sunt un dar prețios, ceva depus la inimă, ceva neprețuit. Și de fiecare dată când un om prețuiește ceea ce îi oferă Dumnezeu, ființa lui se transformă. Chipul lui Dumnezeu este refăcut în el. Planul lui Dumnezeu cu fiecare dintre noi este să refacă chipul său în noi. Chipul său ne-a fost dat atunci când am fost creați ca și oameni, dar s-a pierdut odată cu căderea în păcat. Și când Dumnezeu a spus să facem om după chipul și asemănarea noastră, s-a gândit să așeze în om tot ce este mai dumnezeiesc posibil. Noi nu suntem niște animale care au evoluat, așa cum spun copiii lui Darwin. Dumnezeu a spus, pe lângă toate lucrurile pe care le-am creat, voi pune ceva ce seamănă cu noi. Și a zis să facem om după chipul și asemănarea noastră. Mă iertați. Însă chipul acesta a fost deteriorat și cu fiecare poruncă pe care am urmărit-o în fiecare seară, cu fiecare poruncă, planul lui Dumnezeu este ca acel chip al său să fie refăcut în fiecare dintre noi. Niciodată nu vom ști cât de schimonosiți apărăm în fața lui Dumnezeu din cauza păcatului. Niciodată nu vom ști. Probabil că Dumnezeu va acoperi lucrurile acestea ca nici noi să nu vedem, să nu ne îngrozim. Însă planul lui Dumnezeu este ca fiecare dintre noi, în măsura în care este posibil, să ne dăm seama câtă nevoie avem de Dumnezeu și ce mare nevoie avem ca acel chip al lui Dumnezeu să fie refăcut în fiecare dintre noi. Într-una dintre zilele vieții mele am fost martor la o întâmplare. Era undeva la o firmă unde un patron vorbea cu angajatul său. Și patronul acesta, cu toate că avea vârsta la care ar fi trebuit să înțeleagă un anumit lucru, nu putea să înțeleagă. Știți ce nu putea să înțeleagă? De ce angajatul său dorește din toată inima să asculte mai mult de Dumnezeu decât de el? Era la mijloc cu un lucru care contravinea legii lui Dumnezeu, contravinea poruncii lui Dumnezeu. Și patronul acesta a avut o discuție personală cu angajatul său și a zis: nu înțeleg, ori nu ai minte, nu înțeleg, aici suntem la servici, Dumnezeu e în biserică, acolo e locul lui, mergem din când în când și îl vizităm. Însă nu înțeleg de ce vrei să asculți tu de Dumnezeu, astea sunt niște lucruri mai vechi, învechite. Aici suntem la firmă, aici ar trebui să asculți de mine, aici eu sunt șeful. Și atunci angajatul a zis: uite, aș vrea să-ți explic de ce fac lucrurile acestea. Și a observat că pe mâna lui avea un ceas aurit, un ceas foarte scump, aurit sau de aur, nu știu, nici în ziua de astăzi nu știu ce a fost, și a zis: te rog frumos să-mi dai ceasul tău. Și șeful acela lui, patronul, a zis: dar pentru ce trebuie? Pentru că altfel nu pot să-ți explic. Dă-mi, te rog, ceasul tău. Și patronul își desface ceasul de pe mână, îl dă, iar angajatul se uită imediat, zice: unde o fi un coș de gunoi? Dar ce vrei să faci? Să arunc ceasul la gunoi, în cel mai serios mod posibil. Și s-a uitat și a văzut acolo coșul de gunoi și a zis: acum l-arunc la gunoi. Zice: stai, ce faci?
Ți-ai pierdut mințile? Ce nu? Dar am o întrebare. Cum te simți când tu mi-ai dăruit ceasul și eu vreau să-l arunc la gunoi? Păi ce întrebare e asta? Deci ăsta este tocmai răspunsul la ceea ce m-ai întrebat tu. Când Dumnezeu îmi spune să fac un lucru și îmi dăruiește una dintre porunci, spune, tu nu vei face așa. Iar eu iau porunca aceea și arunc la coșul de gunoi, Dumnezeu se simte mai rău decât te simți tu acum pentru nenorocit de ceas. A urit. A stat acel om și s-a gândit, oare chiar cuvântul lui Dumnezeu să fie mai mult decât un ceas aurit? Chiar să fie mai mult? Nu poți înțelege cât de mult prețuiește un cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu dacă îți lipsește ceva pentru Dumnezeu, dacă îți lipsește dragostea de Dumnezeu. Fiecare lucru care ne înconjoară pe noi are valoare doar dintr-o singură prismă. Are valoare doar dacă noi apreciem acel lucru, dacă noi îl iubim, dacă e undeva în inima noastră. Ați observat, omul acela prețuia foarte mult ceasul care îl avea pe mână. Probabil că ceasul acela îi dădea valoare. Și omul acela, când a văzut că ceasul de pe mâna lui, care nu valora nimic pentru angajatul său, urma să fie aruncat la gunoi, a zis, oprește-te, nu poți să faci așa ceva, e o valoare mare. Pentru mine nu e nicio valoare, pentru că eu nu-l iubesc. Dar când tu iubești un lucru, pentru tine lucrul acela capătă valoare. Când iubești pe copilul tău, copilul tău are o valoare mai mare în ochii tăi și în inima ta decât are pentru vecin. E adevărat? Adesea se trezește câte un vecin și zice, oh, dacă copilul tău ar fi al meu, ce palme aș mai trage. Da, e mai trage, că tu nu-l iubești. Dar pentru că e copilul meu, eu mă port altfel. Fiecare lucru care ne înconjoară și fiecare om care ne înconjoară, inclusiv Dumnezeu în sfințenia sa, capătă o valoare mai mare în ochii noștri atunci când îl iubim. Fiecare lucru pe care îl iubim și la care ținem are o valoare inestimabilă pentru noi. Ați observat poate câteodată pe la prieteni sau pe temiri unde, prin ce locuri, oameni care țin foarte mult la un lucru. De ce ții atât de mult la lucrul ăla? E vechi, e învechit, ia-ți unul nou, acum e unul nou. Da, dar acela a fost cadoul tatălui meu înainte de a muri. Îl iubesc. Pentru mine are o valoare foarte mare. Pentru tine e o vechitură. Dar pentru mine are o valoare mare. De ce? Pentru că l-am iubit pe tata și îl iubesc în continuare, chiar dacă a trecut la odihnă. Și obiectul acela este cel care face legătura între mine și tatăl meu, sau zic în sens metaforic. Înțelegi cât de prețioase sunt cuvintele lui Dumnezeu doar dacă ai o legătură cu Dumnezeu. Dacă nu, sunt bune de aruncat. În seara aceasta aș vrea să ne oprim la una dintre poruncile lui Dumnezeu, mai cu seamă la porunca 5-a, care spune, cinstește pe tatăl tău și pe mama ta, pentru ca să ți se lungească zilele în țara pe care ți-o dă Domnul, Dumnezeul tău. Am observat un lucru foarte important, că totul pornește de la Dumnezeu. Totul în lumea asta pornește de la Dumnezeu. Dacă n-ar fi Dumnezeu, n-ai fi nici tu, n-aș fi nici eu. N-ar fi nici părinții, n-ar fi nici copii. Totul pornește de la Dumnezeu. Apoi ajunge la părinți, iar apoi ajunge la copii. Și porunca aceasta pare că este țintită doar spre copii. Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta pentru ca să ți se lungească zilele în țara pe care ți-o dă Domnul. Dar știm foarte bine că totul pornește de la Dumnezeu și nu de la copii. Aș vrea să vă citesc un pasaj deosebit de frumos în Roman, capitolul 5, versetul 5, 6 și 8, care spune următoarele lucruri. Nădejdea aceasta nu înșeală. Pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. Căci pe când eram noi încă fără putere, Hristos, la vremea cuvenită, a murit pentru cei nelegiuiți. Și Dumnezeu își arată dragostea față de noi prin faptul că pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Aș vrea să vă spun, dragi frați și surori, stimați invitați, că înainte ca noi să ne dăm seama că există Dumnezeu în lumea asta, înainte ca noi să ne dăm seama cât de păcătoși suntem în lumea asta, Dumnezeu ne-a iubit. Și pasajul acesta spune, există o nădejde. Avem o nădejde ca și creștini, indiferent de confesiunea religioasă. Aceasta este nădejdea noastră.
Că pe când noi eram ticăloși, păcătoși și ne vedeam de treburile noastre, Dumnezeu l-a trimis pe Fiul Său ca El să moară și să plătească în locul nostru. Și Dumnezeu și-a arătat dragostea trimițând pe Fiul Său, dragostea pentru noi, trimițând pe Fiul Său ca să moară pentru noi. Și spune aici, nădejdea aceasta nu înșală, pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre. Există o diferență enormă între religia creștină și toate religiile păgâne. Cu idolatrie, cu tradiționalisme, cu obiceiuri, cu spiritism și așa mai departe. Tot ce ține de păgânism. Există o diferență enormă. Doar în creștinismul adevărat, Dumnezeu este Cel care se oferă pe sine să plătească pentru păcătos. În toate celelalte religii, omul trebuie să facă ceva ca să fie primit de Dumnezeul său. Știați lucrul ăsta? Omul trebuie să se zbată, să fie mai bun, să stea într-o anumită poziție și în transcendent să facă niște modificări, mintea lui să se suie spre cer și să se chinuiască pe sine însuși, să-și administreze niște pedepse, să se înfrâneze la maxim ca să fie plăcut lui Dumnezeu. Singura religie adevărată este creștinismul. Creștinismul acela adevărat care spune nu. Dumnezeu diferă de toți ceilalți zei și idoli care i-au croșetat și i-au încropit oamenii pe acest pământ, care de fapt nu sunt nimic, așa aflam noi în altă seară. Dumnezeu diferă de toate celelalte plăsmuiri ale imaginației omului prin faptul că El este singurul care a făcut ceva ce nici îngerii nu s-au gândit. Odată cu căderea omului în păcat, omul trebuia să fie reabilitat, dar se cerea pedeapsă. Plata păcatului este moartea. Cine să moară? Și atunci Dumnezeu a zis, voi trimite pe Fiul meu, Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos. Și El va muri pentru păcatele oricui își pune încrederea în El. Și lucrul acesta nu-l veți întâlni niciunde în universul ăsta decât la Dumnezeu. Este o mare minune. Cred că este cea mai mare minune dintre minunile care s-au văzut pe fața pământului. Ca Dumnezeu să plătească pentru păcătos. Pentru ca păcătosul să fie iertat, reabilitat și chipul lui Dumnezeu să fie refăcut în el. Asta este ceva ce nu se poate explica. Vorbeam într-o zi cu un musulman și spunea, voi credeți că Dumnezeu are copii? Și am zis, da, noi credem, pentru că așa zice Dumnezeu, Dumnezeu are copii. Păi cum are? Ce Allah nu are copii. A, nu știu dacă Allah are copii sau nu are, dar știu că Dumnezeu are, Dumnezeul meu are copii. Păi cum are copii? Păi are un fiu, Iisus Hristos. Și spune că și noi ceilalți ne-am fiat. Facem și noi parte din familia Lui. Ceea ce ne face pe noi rude este dragostea. Și în seara aceasta aș vrea să vă spun că porunca 5-a spune următorul lucru. Dragostea ne face rude. Dragostea este cea care ne apropie pe noi de Dumnezeu. Și spune în Romani, dragostea, nădejdea aceasta pe care o avem este că dragostea de la Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre. Iar noi ca și părinți trebuie să o dăm mai departe în copiii noștri. Și porunca spune, cinstește pe tatăl tău și pe mama ta. Pare că această poruncă este adresată doar copiilor. Dar nici așa n-ar fi prea puțin, pentru că toți suntem copii, nu-i așa? Ai 80 de ani și ai o mamă care are 95. Tot copil ești. Copilul lui mama. Și dacă mama a murit, rămâi în continuare. Rămâi în continuare copilul. Copilul care trebuie să-și cinstească părinții. Spune unul dintre pasajele Sfintei Scripturi, ultimele cuvinte din Vechiul Testament, în Maleahi, spune următoarele lucruri. Iată, voi trimite pe prorocul Ilie înainte de a veni ziua Domnului, ziua aceea mare și înfricoșată, în care cerurile vor trece cu un trosnet, totul se va topi de căldura prezenței lui Dumnezeu și vor rămâne în viață doar aceia care sunt cu adevărat copiii lui Dumnezeu. Iată, vă voi trimite înainte pe prorocul Ilie, înainte de a veni ziua Domnului, ziua aceea mare și înfricoșată. El va întoarce inima părinților spre copii și inima copiilor spre părinților, ca nu cumva la venirea mea să lovesc țara cu blestem. Ce să fie atât de important încât Dumnezeu să zică, înainte de venirea mea, trebuie să se întâmple un lucru în familie. Inima părinților să fie întoarsă spre copii și inima copiilor să fie întoarsă spre părinți, pentru ca nu cumva la venirea mea să-i lovesc cu blestem. Ce să fie atât de important? În primul rând, familia
cea pe care o cunoaștem noi, familia omenească, este o mică ilustrație a familiei cerești. Când Dumnezeu vorbește despre familie, nu vorbește despre familia altcuiva, ci vorbește tocmai despre familia sa. Și când vorbește despre părinți și copii, El pe sine s-a numit Tatăl nostru. Așa a zis, când vă rugați, zice Domnul Iisus, când vorbiți despre Dumnezeu, gândiți-vă la familie. El este Tatăl nostru cel ceresc, iar noi suntem copiii Lui. Și dacă suntem copii, ce fel de atitudine ar trebui să avem față de El? Inițiativa aceasta de a întoarce inima părinților spre copii și ulterior inima copiilor spre părinții aparține exclusiv lui Dumnezeu. Niciodată un părinte n-a avut o idee mai bună decât a avut Dumnezeu. Știți lucrul ăsta. Niciodată gândurile omului nu s-au putut compara cu gândurile lui Dumnezeu. Inițiativele omului au fost nimic în comparație cu inițiativele lui Dumnezeu. Și spuneam și la început, porunca aceasta și dorința aceasta ca inimile părinților să fie întoarse spre copii și inimile copiilor spre părinți este total a lui Dumnezeu. Este o inițiativă care a pornit de la Dumnezeu. Și spune că El a făcut și primul pas. A turnat din dragostea sa în inimile părinților, pentru ca la rândul lor și părinții să poată turna în inimile copiilor, pentru ca la rândul lor răspunsul copiilor să fie cinstește pe tatăl tău și pe mama ta. Este imposibil ca un părinte să-și iubească copilul dacă nu are dragoste de la Dumnezeu în inima lui. Dragostea nu este de origine omenească. Niciun om nu poate genera. Tot ce este bun vine de la Dumnezeu. Și dragostea este unul dintre darurile pe care Dumnezeu le-a făcut omului. Și când Dumnezeu a așezat dragostea sa în inima omului, a luat inițiativa ca inimile părinților să se întoarcă spre copii. Și când părinții au pus mai departe în familia lor dragostea lor pentru copii, au așteptat la rândul lor ca și copiii să răspundă iubirii pe care Dumnezeu le-a dat-o și prin părinți Dumnezeu a iubit și pe copii. Și Dumnezeu s-a gândit că într-un final copiii vor face ceea ce este demn, ceea ce este drept și frumos. Să întoarcă dragostea lor către părinți. Refacerea chipului lui Dumnezeu ține și de aspectul acesta. Un om are chipul lui Dumnezeu în el atunci când face ceea ce face Dumnezeu, când îi place ceea ce îi place lui Dumnezeu, când iubește așa cum iubește Dumnezeu. Și fiecare părinte cred că își iubește copiii. Există și excepții. Ce înseamnă să cinstești? Ca și copil înseamnă să-ți respecti părintele, să-l ajuți atunci când are nevoie, să-l iubești și să-l ocrotești atunci când nu mai poate. Asta înseamnă să-ți respecti părinții, să-ți cinstești părinții. Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta. Părinții au o misiune sacră, e o misiune sfântă pe care Dumnezeu a încredințat-o fiecărui părinte și Dumnezeu într-o zi va cere socoteală fiecărui părinte pentru ce a făcut în copii și pentru copiii lui. Mi-aduc aminte că într-o zi Dumnezeu i-a dat soției mele un gând. Să se ducă la școală, la școală la Cristian, când era el mai mic, în clasele primare, și să țină un seminar antifumat. Și a ținut, în clasă i s-a permis să țină un seminar antifumat, ce înseamnă să fumezi, te îmbolnăvești, care sunt părțile rele, și copilașii s-au dus acasă. Unii dintre ei îngroziți. A urmat o ședință cu părinții și la ședința cu părinții vin părinții la școală și o ia pe soția mea de mână și zic, uite ce s-a întâmplat. După ce ați venit dumneavoastră și ați ținut la școală seminarul antifumat, eu tot timpul ziceam la copil, bă, eu fumez, dar pe tine să nu te văd niciodată că fumezi. Cu ei, cu cureaua, ei cu lingura. Dar a venit copilul meu acasă de câțiva anișori, 7-8 anișori și mi-a zis, mama, să nu mai fumez, că eu nu vreau să te pierd. Zice, de atunci m-am lăsat de fumat. Ce să fac? Ce n-a reușit să mă lase de fumat cei care încercau să mă convingă, dar a reușit copilul meu. Ce înseamnă când un părinte este responsabil? Trebuie să se gândească că el nu poate cere de la copilul său ceea ce el nu-i oferă. Nu poate să ceară să-l cinstească dacă el nu-l cinstește sau ea, mama sau tata, nu cinstește pe copil. Nu poate să ceară respect de la copil când va ajunge la bătrânețe dacă el însuși nu-și respectă copilul. Părinții sunt niște exemple vii pentru copii.
Nu poți să-i spui copilului să nu faci ceva atâta vreme cât tu faci. Tu trebuie să știi că ești responsabil, direct responsabil pentru ceea ce va urma și ceea ce va face copilul în viața aceasta. Degeaba îi spui de bine, îi spui să fie moral, dacă tu nu ești. Câteodată unii părinți își trimit copiii la ușă, mă, zic că nu-s acasă. Și minte copilul că e pus. Apoi când crește mai mare, îi cere copilului să nu mai mintă. Dar copilul deja a luat exemplu. Mi-aduc aminte că în timp ce eram noi mici, a venit un copilaș din vecin. Și copilașul acela avea un tată foarte iubitor, stătea cam puțin pe acasă, ca așa se zice, tații stau mai puțin pe acasă decât mamele. Și a venit copilașul acela și în timp ce se juca, a început să povestească. Să povestească la părinții mei. Tata meu e foarte bun. A furat niște calorifere și le-a dus acasă. Și acum avem și noi calorifere. Părinții mei au fost de treabă, nu s-au dus să părască la tovarășul, că era pe vremea tovarășului Nicolae Ceaușescu. Dar copiii văd foarte bine lucruri pe care părinții nu le pot ascunde. Iar porunca aceasta, în primul rând, divizează pe părinți. Ai grijă cum te porți în mijlocul familiei tale. Ești direct responsabil de tot ceea ce se întâmplă acolo. Să n-aștepți ca pe urmă copilul să-ți acorde cinstea, respectul, să fie curați, morali, să spună numai adevărul, să nu spună minciuni. Dacă tu i-ai învățat de mici să fumeze prin prezența, prin ceea ce ai făcut tu, să mintă prin ceea ce l-ai cerut. Este foarte important, este foarte important, dar este imposibil ca un părinte să-și ducă la îndeplinire lucrarea aceasta dacă Dumnezeu nu este cu el. Aici este marea problemă a omenirii. Astăzi caută omenirea diverse soluții pentru ca să rezolve problemele tineretului. Se fac seminarii, dar copiii nu au nevoie de seminarii. Copiii au nevoie de un părinte care să fie exemplu pentru ei. Atâta vreme cât trăiesc părinții, ei trebuie și au obligația și responsabilitatea de la Dumnezeu să transmită copiilor lor tot ce vine de la Dumnezeu pentru a învăța ce este bine și ce este rău. Și spune porunca aceasta, cinstește pe tatăl tău și pe mama ta. De ce să-i cinstesc? Pentru că tatăl tău și mama ta ți-a dat viață. Dar, Doamne, poate că părinții mei sunt mai... Vorbesc mai urât. Părinții mei niciodată nu s-au îngrijit de mine, n-au avut timp de mine. Tu totuși cinstește pe tatăl tău și pe mama ta. Pentru că atunci când voi veni să te găsesc măcar pe tine, curat. Porunca aceasta, în primul rând, divizează pe părinți. Ei sunt primii prin care Dumnezeu se manifestă. Iar apoi ajunge și la copii. Și dacă lanțul acesta n-a fost rupt undeva, Dumnezeu poate să-i binecuvânteze și pe părinți și pe copii. Și ce fericită este acea familie în care părinții își respectă copiii, Dumnezeu este în mijlocul lor și copiii la rândul lor îi respectă pe părinți. Ar da faliment azilele și orfelinatele. N-ar mai avea treabă. Oamenii și-ar găsi altceva de lucru dacă s-ar întâmpla așa. Dar din păcate problema nu e la Dumnezeu. Problema este fie la părinți, fie la copii, fie la ambii. Și Dumnezeu, știind lucrurile acestea, le-a scris cu degetul său pe tablă de piatră și a zis, acesta este darul meu pentru voi. Dacă veți înțelege cât de important este că eu vreau să torn dragostea mea în inimile voastre, părinților, pentru ca și voi la rândul vostru să turnați dragostea aceasta în inimile copiilor, pentru ca la rândul lor ei să se manifeste față de Dumnezeu, așa cum se manifestă și față de voi, ar fi foarte bine. Lucrul acesta ar fi deosebit de prețios în ochii voștri. Dragostea aceasta pe care noi ca și părinți câteodată o manifestăm este destul de ciudată. Am observat că câteodată părinții înlocuiesc prezența lor cu obiecte. Știind că sunt mult timp plecați de acasă, părinții le cumpără diverse obiecte la copii, calculatoare, telefoane, tot felul de lucruri, televizoare, tot felul de nenorociri, în așa fel încât să nu simtă că ei lipsesc. În prima fază copiii poate că nu simt. Dar ulterior, se va vedea în viața lor. Facem un pas înainte și copiii au o datorie sfântă, nu numai părinții. Datoria sfântă a copiilor este să-și respecte părinții, să-i cinstească, să le acorde acel respect chiar dacă ei nu-l merită. Pentru că dragostea lui Dumnezeu, dacă n-a rămas în părinți, totuși este bine să se manifeste în copii. Mi-aduc aminte de un eveniment pe care vi-l repovestesc din nou și evenimentul acesta mi-a rămas înfipt așa cumva în inimă, pentru că am fost martor la ceea ce s-a întâmplat acolo. Mă aflam într-o sală de judecată la tribunal aici în Timișoara și se decideau soarta unor copii.
Și în timp ce mă aflam acolo în sală, au fost câteva cazuri înainte de a ajunge și noi să răspundem la câteva întrebări. Și au fost câteva cazuri. A venit o mămică în față și judecătorul a întrebat-o: ești de acord să renunți la copilul tău? Și mămica a zis: da, sunt de acord, dar tu înțelegi ce faci? Înțelegi că vei decade din toate drepturile dacă renunți la copilul tău? Copilașul acela nu avea tată. Tații, de regulă, în cazurile acestea, sunt absenți, chiar și în certificatul de naștere. Și mămica aceea a zis: da, înțeleg, vi s-a spus ce va însemna după ce dumneavoastră veți semna? Nu veți mai putea să mai luați legătura cu fetița, nu veți mai putea să știți nimic de ea. Și mama a zis: da, sunt de acord. Bine. S-a dus, s-a semnat. La revedere, la revedere. În momentele următoare au urmat câteva cazuri, iar apoi a intrat în sală un tânăr de vreo 25-27 de ani, legat cu cătușe, avea și o mască la gură, dacă e bolnav să nu îmbolnăvească pe nimeni, împreună cu doi polițiști, unul mascat din cap până în picioare, cu tot felul de unelte la el, cu pistoale, cu bastoane, cu spray-uri paralizante, cu cătușe, și cu un polițist care îl ținea amândoi de mână pe tânărul acesta. Și tânărul a avut prioritate, pentru că îi spășeau pedeapsă de 5 ani pentru furt calificat, a avut prioritate, a fost adus în față și tânărul a fost întrebat același lucru. Sunteți cu tare? Da. Sunteți de acord, pentru că soția dumneavoastră a renunțat la fetiță, sunteți de acord să renunțați la fetița pe care o aveți? Și tânărul a zis: nu prea. Zice, aici nu merge cu nu prea. Aici este da, da și nu, nu. Vă pun din nou întrebarea: sunteți de acord să renunțați? Și tânărul a stat un pic, s-a gândit și a zis: nu sunt de acord. Păi de ce nu sunteți? Păi e fata mea. Păi da, dar dumneavoastră sunteți în închisoare. Când voi ieși, voi avea grijă de ea. Am stat și m-am uitat, era un contrast izbitor între acea mamă și acel părinte, acel tată. Și atunci poți să înțelegi foarte clar ce înseamnă să ai dragostea lui Dumnezeu în inima ta. Ce înseamnă ca inima unui părinte să fie întoarsă spre copil, pentru ca la rândul său și copilul să poată beneficia, să poată să se întoarcă spre părinți atunci când va veni ceasul. Și tânărul acesta a zis: nu, eu nu pot. Nu pot. Și ce vreți să se întâmple cu copilul? Ce copilul să rămână la asistentul maternal până voi ieși? Cât aveți de ispășit? 5 ani. Ce ați făcut? Furt calificat. Și v-ați gândit cum veți avea grijă? Nu, dar voi avea grijă de ea. Credeți că o să puteți? Și doamne, e copilul meu. A fost suficient pentru judecător. Judecătorul a luat hârtia, i-a mânat, vă rog să semnați. Tânărul a venit cu mâinile legate și a semnat. Fără să judecăm, nu avem niciun drept să judecăm persoanele. Însă aceasta a fost o mărturie care a stat în fața ochilor mei și pe care nu voi putea uita niciodată. Un părinte renunță la copilul său și un alt părinte, legat în cătușe și îmbăgat la pușcărie, nu renunță cu niciun chip. Care să fie diferența? Și spune: voi trimite pe cineva înainte. Voi trimite Duhul meu. Duhul meu va face o modificare în inimile acelea de piatră ale părinților. Și părinții se vor întoarce spre copiilor. Se referă la cei părinți care au inima de piatră. Și lucrarea aceasta va continua, va ajunge la copii. Și copiii se vor întoarce spre părinților. Pentru că atunci când voi veni, să nu lovesc și pe unii și pe alții cu blestem. Știți ce este blestemul? În termeni practici, când toate se merg rău. Nu e așa? Câteodată vă trece prin cap când toate lucrurile într-o zi merg rău. Ba ai luat și o amendă, ba ți-ai dat și cu ciocanul peste deget, ba cu tare trebuia să aducă banii și nu ți-au adus, ba trebuia să întâmple și lucrurile și toate merg în apă, dar zici, ba, parcă asta e o zi blestemată. Ăsta este nimic în comparație cu blestemul care se va abate asupra toți aceia care n-au vrut să primească dragostea lui Dumnezeu și toți aceia care n-au vrut să împlinească porunca aceasta. Dar Dumnezeu își arată dragostea sa, spune mai departe, în părinți și în copii, în toți aceia care îl iubesc pe Dumnezeu și vor să facă o schimbare în viața lor. Mi-aduc aminte că într-una dintre seri mă aflam aici la Amvon și predicam ceva. Împărtășeam cu dumneavoastră un cuvânt pe care Dumnezeu mi l-a pus pe inimă. Și la un moment dat am văzut cum se deschide ușa din spate, a intrat un bărbat de aproape 50 de ani. Și bărbatul acela
s-a așezat pe scaun, a ascultat până la final, până să termin s-a ridicat și a plecat. A mai venit încă o dată, chiar mă gândeam cine o fi, de unde e, nu-l văzusem niciodată. La final s-a ridicat și repede a plecat. Cred că a treia sau a patra oară am reușit să-l prind din urmă și l-am întrebat cine este. Și mi-a zis cine este. Astăzi e fratele George. Și mi-a zis în felul următor. Am fost și eu în biserica adventistă. M-a dus mama până pe la 17 ani. A fost frumos, dar eu nu le aveam cu astea. Și am plecat în lume. Tot ce mi-a poftit inima i-am dat. N-a fost nimic să poftesc și să n-am. Toate, le-am făcut pe toate. Dacă vreți să vă povestesc, nu, mulțumesc. Și zice, dar mama mea s-a rugat cu lacrimi. 20 de ani sau 20 și ceva de ani. Și mama mea a murit. Se pare că rugăciunile mamei mele au venit asupra capului meu. Și nu mai pot să trăiesc cu astfel de viață. Vreau să mă întorc la Dumnezeu. Și în scurtă vreme s-a întors la Dumnezeu cu totul. Încă mai are Dumnezeu de lucrat la inima lui, așa cum încă mai are de lucrat și la inima mea și la inima ta, dacă ești de acord. Dar am văzut ce transformare poate face dragostea lui Dumnezeu și rugăciunea unui părinte pentru copilul său. Și spune aici, cinstește pe tatăl tău și pe mama ta ca să ți se lungească zilele. În ziua în care tu, ca și copil, vei fi în primejdie de moarte, rugăciunile părinților tăi vor fi auzite de Dumnezeu și Dumnezeu îți va lungi zilele. În ziua în care vei trece printr-o încercare, rugăciunile mamei și ale tatălui tău care s-au rugat pentru tine vor sta înaintea lui Dumnezeu ca o mărturie și Dumnezeu îți va salva viața. Și câți copii nu au murit la vârste fragede și nimeni n-a știut de ce. Și spune Dumnezeu, acestora nu li s-au lungit zilele. Unii poate din cauza altor oameni, accidente de circulație sau cine știe ce, dar unii dintre copii și-au scurtat zilele tocmai din cauza că nu au respectat nici pe Dumnezeu, nici pe părinți. Părinții ar trebui să fie proroci din casa ta, să prorocească numele lui Dumnezeu, să spună nu e bine asta, nu este bine asta. Din cauza asta Dumnezeu le-a dat înțelepciune, n-au trecut degeaba prin viață. Și orice copil ar trebui să țină seama la părinții lui. Și atât de mare este binecuvântarea când un părinte este un adevărat proroc în casa lui, un proroc al lui Dumnezeu, nu al lui Baal. Și atât de frumos este când respectul acesta și dragostea aceasta se întoarce înapoi de la copii. Și copiii se uită la părinții lor și urmează exemplul la bine. Bine ar fi ca în casele noastre așa să fie. Din păcate, mulți părinți plâng astăzi pentru copiilor. Cu toate că au încercat să fie un exemplu pentru copiilor, copiilor au luat-o razna. Să nu disperați. Spune, nădejdea noastră este că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre și nădejdea noastră este că dacă ne vom ruga până și după moartea noastră, rugăciunile vor avea efect asupra copiilor. Și acea mamă a murit fără să-l vadă pe copilul ei mare de astă dată, 50 de ani, fără să-l vadă pe copilul ei întors. Când a închis ochii, acel copil era în lume. Făcea cele mai urâcioase lucruri posibile. Mama a murit cu durerea aceasta, dar cu speranța că rugăciunile ei s-au suit la tronul lui Dumnezeu. Ce înseamnă rugăciunea unui părinte pentru copil? Și a venit copilul acela în vârstă și mi-a zis, nu mai pot. S-a întâmplat ceva cu mine. Exemplul cel mai puternic este viața Domnului Iisus Hristos. Știți că Domnul Iisus Hristos a avut o viață exemplară. Și în momentul în care părinții l-au pierdut pe Iisus, știți din ce cauză l-au pierdut, au fost neatenți. Cu toate că îngerul acela le spusese părinților, aveți grijă, copilul acesta este rânduit, are un drum exact în viață, este Fiul lui Dumnezeu. Și cu toate că au văzut destul de multe lucruri pe care le făcea copilul Iisus, părinții l-au pierdut. Este un semnal de alarmă. Poate că și noi astăzi, din cauza că suntem preocupați, ne cam pierdem copiii. Dar totuși, în momentul în care l-au regăsit, l-au căutat și l-au regăsit, Domnul Iisus Hristos a zis, nu știați că trebuie să fiu în casa Tatălui meu? Și spune Sfânta Scriptură și le era supus. Exemplul acesta al Domnului Iisus Hristos este cel mai grăitor pentru orice tânăr din ziua de astăzi. Orice tânăr, dacă se uită la viața Domnului Iisus Hristos, înțelege ce înseamnă să-i cinstești pe părinții tăi. Aș vrea să închei cu două exemple. Nu numai Domnul Iisus și-a cinstit părinții, au mai fost încă doi oameni.
Unul dintre ei a fost Samson. Vă aduceți aminte ce naștere deosebită. Ba încă părinții au fost vizitați de un înger și le s-a spus părinților, aveți grijă ce mâncați. Nu beți nimic. Copilul care se va naște este rânduit să ridice poporul acesta. Dumnezeu a gândit totul în așa fel încât copilul acesta să fie o binecuvântare pentru un întreg neam și prin el să dea izbăvirea poporului său. Și mama ascultă, tata ascultă și copilul acesta crește, zice că avea o putere fenomenală. N-a mai existat niciodată pe fața pământului un om atât de puternic. Astăzi se antrenează oamenii, dar e tot ce pot face ei. Dar zice că el nu se antrena și totuși era puternic, pentru că Dumnezeu îi dădea puterea aceasta. Și spune că tânărul acesta a ascultat cât a ascultat de părinți, dar într-o zi s-a hotărât să facă ce-i place. Și a zis tatălui, cu toate că tatăl îi zicea, fata asta nu-i de tine. Fata asta nu-i de tine. Nu o lua. Uită cum îi umblă ochii. Câteodată părinții se uită la o fată și își dă seama în ea dacă e bună de însurătoare pentru fiul sau nu. Și câteodată părinții se uită la fată și își dă seama dacă fata e bună pentru fiul lor sau nu. Dar adesea copiii nu ascultă. Și așa a fost și Samson. N-a ascultat. Și a zis tatălui său, ia-o, că-mi place. A pus plăcerea mai presus de părinții săi și de voința lui Dumnezeu. Știți că viața lui a fost scurtată? Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta ca să ți se lungească zile. Cine știe cât ar fi trăit Samson? Dar cât a trăit? Până când soția aceea i-a venit de hac. N-au reușit armate întregi de oameni, viteji, oameni unu și unu, antrenați să ucidă, fără frică în ei. Au sărit asupra lui și n-au reușit să-l biruiască. L-a biruit o soție care era devotată altcuiva, nu lui Dumnezeu. Și spune că a ajuns să-și piardă puterea. Dumnezeu nu l-a părăsit, dar puterea l-a părăsit. Și i-au scos ochii, iar în ultima clipă a vieții lui a mai înălțat o cerere la Dumnezeu. Doamne, redă-mi puterea. Nu vreau să mor și să-mi fie rușine. Nu vreau să ajung de rușinea tuturor. Și Dumnezeu, în ultima clipă a vieții lui, i-a dat puterea. A murit cu demnitate. Dar a murit mai devreme decât ar fi trebuit. Pentru că cinstește pe tatăl tău și pe mama ta este o poruncă foarte serioasă și este un adevăr pe care nu mulți părinți îl știu și nu mulți copii îl știu. Și a mai fost un caz și anume Samuel. Țineți minte, o mamă devotată. Mama se duce la templu, se pune pe genunchi și cu lacrimi în ochi cere de la Dumnezeu un copil. Tatăl este de neam ales. Este un om în casa lui Dumnezeu. Părinți exemplari, ca și părinții lui Samson. Dar în cazul acesta, Samuel a fost altfel. Și spune că în momentul în care a născut pe copil, mama n-a uitat ce a promis la Dumnezeu. Și mama l-a crescut pe copilaș până în momentul în care putea singur cât de cât să-și poarte de grijă. Și în ziua aceea l-a adus în templul lui Dumnezeu. Doamne, am promis înaintea ta că dacă îmi dai un copilaș, eu îl voi consacra pentru restul zilelor vieții lui în templul tău. Samuel crește în cel mai scârbos mediu uman posibil. Cei doi fii al lui Eli comiteau adulter în templu și la poarta templului. Când cineva venea să aducă un dar, ei nu-i mai interesau de Dumnezeu, luau darul acela pentru ei și îl mâncau ei și își făceau treburile lor. Cel mai urât mod și urât exemplu pe care probabil că l-a avut vreodată istoria omenirii în ceea ce privește istoria bisericească sau cea de la templu. Și în ciuda mediului mizer în care trăia, Samuel a rămas cel mai curat om. Și spune că Dumnezeu l-a binecuvântat. Au trecut multe generații de împărați care au murit, dar el a rămas. A rămas din generație în generație. Și în timp ce Dumnezeu nu mai vorbea cu preoții și nu mai vorbea cu nimeni, vorbea cu copilașul acesta, Samuel. A crescut mare și a ajuns un proroc, a ajuns un judecător, a ajuns un adevărat copil care și-a cinstit părinții. Avem în seara aceasta, în fața ochilor noștri, această poruncă deosebită. Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta ca să-ți lungească Dumnezeu zilele în țara pe care ți-o dă. Și cea mai lungă perioadă de timp pe care poate să-ți ofere Dumnezeu este veșnicia. Dumnezeu nu se gândește doar să lungească zilele pe acest pământ, ci se gândește să le lungească atât de mult până în veșnicie.
este singura poruncă sau prima poruncă care este urmată de o binecuvântare. Dacă îți vei cinsti părinții, chiar dacă ei nu merită. Dacă vei face tot ce poți să le alini suferința la bătrânețe. Vei avea mari bucurii în viața aceasta. Conștiința nu te va mustra atunci când nu-i vei mai avea, cu gândul că ai fi putut să faci ceva pentru ei și n-ai făcut. Ai fi putut să-i ajut și nu i-ai ajutat. Conștiința nu te va mustra. Vei avea împlinirea sufletească că ai făcut tot ce puteai ca să alini suferințele și bătrânețea părinților tăi. Indiferent cum s-au purtat ei, tu ai fost omul lui Dumnezeu în casa ta. Ai arătat ce înseamnă dragostea lui Dumnezeu. Și în felul acesta, Dumnezeu îți va lungi zilele până în veșnicie. Dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre și avem nădejdea că suntem iertați. Pe când noi eram încă păcătoși, ticăloși, umblam în treburile noastre, Dumnezeu și-a arătat dragostea față de noi prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Și vreau să vă spun în seara aceasta că toți cei care se hotărăsc să asculte de Dumnezeu și își pun nădejdea în jertfa Mântuitorului nostru, singura care este capabilă să ne ierte nouă păcatele, toți aceia vor deveni copii ai lui Dumnezeu. Și spune că de astăzi nu vă mai numesc robi, ci vă numesc prieteni, vă numesc copii ai mei. Într-una dintre zilele vieții lui, Domnul Iisus Hristos este chemat de niște fățarnici. Și spune, uite, mama ta și frații tăi sunt afară, tu zici că ești fiul lui Dumnezeu și uite, mama ta e afară, du-te și vorbește cu ea. Și Domnul Iisus Hristos spune, oare cine este mama mea și cine sunt frații mei? Dragostea este cea care ne face rude. Dragostea este cea care ne face rude. Mama mea și frații mei și surorile mele sunt cei ce ascultă de mine și cei ce mă iubesc. Și de atunci a rămas în istorie cuvântul acesta că dacă n-ai dragoste, n-ai nimic. Unde dragoste nu e, nimic nu e. Porunca aceasta spune că dragostea ne face rude. Dacă este dragoste, părinții își vor respecta și își vor iubi copiii. Și dacă este dragoste, copiii își vor cinsti părinții. Și în felul acesta, o mare binecuvântare se va revărsa peste ei atunci când va veni Iisus Hristos. Aș vrea ca la final, înainte de a cânta un cântec, să vă citesc câteva rânduri dintr-o poezie foarte scurtă. Poate că ați mai auzit-o. O poezie care se numește Mama. Privesc la mama, e bătrână și tânăr nu mai sunt nici eu. Tot ce făcea ușor odată, acum îi pare atât de greu. Văd ochii dragi, plini de iubire, privind la mine osteniți. Simt pașii ei odată sprinteni, cum calcă greu și obosiți. Încerc ades o prind cu brațul și mersul ei să o ocrotesc. Că știu, sosiva ziua în care, pe drum neîntors o să o însoțesc. Neputincioasă întreabă adesea despre nimic, despre ceva. Răspunde-i fără șovăire. Tăi tot și nu o mai certa. Și dacă totuși nu înțelege, repetă iar, nu te ofensa. Gândește-te ce aproape-i vremea, că nu te va mai întreba. Dumnezeu să ne ajute pe fiecare dintre noi să putem să fim așa. Amin. Ce mare durere au mama și tata când nu-i ascultă băiatul or fata. Își văd toată truda călcată în picioare, se simt lăpădați și fără valoare. Dar tatăl din cer ce pe toți ne-a creat, cât suferă oare că noi l-am uitat? Uitat-a iubirea și mila lui mare, cuprinși de întuneric și de nepăsare. Ah, ce suferință în scumpii părinți, când de pruncii lor dragi sunt disprețuiți. Jertfirile lor și nopți nedormite, astea-ți dovezi că vor fi răsplătite. Dar tatăl din slavă ce pe toți ne-a zidit, cât de întristat și de adânc rănit. El grija ne poartă, libertate ne-a dat, însă mulți au ales să trăiască în păcat. Vai mulți sunt părinții în duh apăsați, că slabi și bătrâni și abandonați. Așteaptă acasă
ori poate în azil, să vină să-l vadă măcar un copil. Dar Tatăl slăvit, ce la toți ne-a dat viață, cum privește în zare cu dor și speranță? Ca fiii plecați, ajungi, slugi pe departe, acum să se întoarcă, să scape de moarte. Și ce frământări și lacrimi fervinți trăiesc toți părinții ce sunt pocăiți, cât timp fiilor sunt robiți de păcate, cu suflete reci și înstrăinate. Acum, drag prieten, de ești cercetat, grăbește la tata căci ești așteptat. Părăsește păcatul și vino smerit, iertare primești și vei fi fericit. Iar dacă părinții tăi dragi mai trăiesc, fă-ți timp să-i cauți, să le spui, te iubesc. Să-i ajuți cu ce poți, că-și le ești dator, bătrânețea și traiul să le faci mai ușor. Amin.